Oare putem privi cu încredere spre viitor când politicile agricole comune se vor schimba radical? Este fermierul român pregătit să țină pasul cu cel din vest? Sunt întrebări la care fermierii cu greu pot găsi un răspuns, mai ales când se aplică dubla măsură între acesta și un confrate din vestul Europei. Urmează voxurile Agro TV realizate de reporterul nostru special, Marius Milea. Se tot vorbește de o dublă măsură între fermierul român și cel din vest. Într-adevăr, toată lumea dorește ca fermierul european să fie pe picior de egalitate. Este doar o chestiune de timp în viața europeană. Uniformizarea va începe cât de curând. Deja, din câte am înțeles, diferențele nu mai sunt atât de elocvente între Europa, să-i spunem, de est și Europa de vest. Am discutat cu colegii din Spania, de la SAHA, despre modul în care văd ei politica agricolă comună. Este foarte adevărat că Europa se confruntă cu mari provocări de migrație, în care trebuie să finanțeze o parte din activități agricole în Africa, spre exemplu, pentru a nu mai veni o migrație foarte puternică în Europa. Dar cu toate astea, eu cred că România, Europa și România, de altfel, trebuie să vadă agricultura ca pe o prioritate de siguranță alimentară și de securitate alimentară, și cred că n-ar trebui să discutăm de o plafonare și de o inhibare a producției agricole în condițiile în care Europa concurează cu celelalte țări terțe și balanța comercială este cu plus, dar cu foarte puțin plus, câteva miliarde de euro. Nu uitați că în anul viitor vom prelua președinția Uniunii Europene, avem posibilitatea să ne relansăm în ceea ce înseamnă a ne apăra propriile noastre interese și interesele politicii agricole comune. Aceste producții foarte mari obținute de fermierii români înseamnă concurență în Uniunea Europeană. Apoi este Port Constanța, care a devenit un concurent foarte, foarte mare pentru Rotterdam. Și Uniunea Europeană, nu știu, poate greșesc, să dea Dumnezeu să greșesc, dar prin măsurile care le iau, ne lovesc.